pe cine se înghită. Împotriviți-vă lui tari în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin același suferință ca voi. Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. A Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Aș dori în această seară, m-am uitat peste fețele dumneavoastră, am văzut pe unii obosiți, chiar pe punctul de a îi se închide ochii. Eu la fel, sunt obosit, suntem plecați de el de dimineață, de la ora 3 ne-am trezit, la 4 fix am plecat de la biserică. Aseară ne-am odihnit puțin, ne-am luat cu vorba, era 12 și ceva. Până la 3 m-am trezit că n-am dormit acasă și nu mi-a plăcut. Nu mi-a plăcut, mi-a plăcut 4, dar nu era ca a meu acasă. Că la 6 m-am trezit și n-am mai putut să dorm deloc. Nu știu cât am stat de la 3 până și am adormit iar. Și simțeam oboseală venind de la Toledo, în coace, frate, am spus în Ocania, simțeam că sunt obosit. Și am zis, nu trebuie să adorm, am în mașină încă 8 oameni de care răspund. Eu trebuie să veghez pe drum, ca să pot să conduc, să fiu atent, ca să nu se întâmple nimic. Și aș vrea să vorbesc în această seară despre veghere, despre a veghea. Dar înainte de a vorbi despre lucrul acesta, vreau să vă spun că un har să mai putem să fim împreună, să mai fie ușile bisericii deschise, nimeni să nu ne spună nimic, să nu ne oprească la intrare, ce cauți aici, de ce ești acoperită pe cap, de ce vii în fustă, de ce te îmbraci cuvincios. Nu! Nimeni nu ne oprește, suntem liberi, avem libertatea aceasta religioasă, ne adunăm aici și-i bine. Dar totuși, vreau să spun că nu știm să apreciem faptul că avem această libertate și nimeni nu ne închide ușa. Noi credem, pentru că generația noastră așa am trăit cu ușa deschisă și nimeni nu ne-a spus nimic, noi nu am fost prigoniți din pricina Cuvântului lui Dumnezeu, noi credem că e normal să fie așa. Iubiții mei, frate, surori, nu e normal. E harul lui Dumnezeu, amin? Vreau să vă spun că în 2016 am fost în Republica Moldova, în Bălți, cu un grup de frați acolo. Eram în șomaj și am mers acolo cu ceva ajutoare. Am mers cu, pentru evanghelizare în câteva sate acolo și am ajuns într-un sat numit Pâlița la evanghelizare. Fratele păstor Sergiu Cremneac din Bălți, din Biserica Lumina Lumii, el era cu noi. Și în Bălți acolo trebuia să punem un cort undeva în grădină. Era o casă care era cu lut dat pe ea și acolo în curtea acelei case trebuia să se facă evanghelizare. Fratele Sergiu mi-a spus, în urmă cu câțiva ani am cumpărat aici o casă. Ne-am apucat de construcția acestei case. Pentru ca să facem adunare, era o casă bună în centru. A fost un magazin acolo. Și era numai bun pentru o biserică. Și spunea ea, ne-am apucat de lucru și într-o zi ne-am trezit cu preotul din localitate, cu o grămadă de oameni au venit ca la răscoală acolo. Ne-au scos afară, ne-au luat scurile și le-au dat afară de acolo, au pus un lacăt mare pe ușă, au spus, voi nu mai avem ce căuta în clădirea asta. Dar ei au spus, e proprietatea noastră, am cumpărat-o noi, cum să nu intrăm aici? S-a dus la poliție, a venit poliția, au tăiat lacătul și a intrat din nou. A doua noapte, cineva a intrat înăuntru și a dat foc la biserică. L-au găsit pe cel care a luat foc la biserică. Era paznicul de la biserică ortodoxă pus de preot să dea foc acolo. Dar nu i-au făcut nimic. Pentru că preoții au o mare putere acolo. Când stau la spate în primărie și primarul vrea să facă ceva, teamă și preotul. Pentru că are aceeași putere ca și primarul. Au dat foc la local și focul a scos geamurile, l-au aruncat acolo în mijlocul clădirii, s-a aprins, s-a ars, au dat apă, tavanul acela era făcut din lut cu bețe de alea cum se făceau și a căzut jos și nu a mai avut putere financiară să-l facă. Oamenii aceștia s-au adunat prin casă până în anul 2016, când am ajuns acolo și când am intrat în clădirea aceea, cum n-a mai fost geamuri, avea un copac care n-a mai fost curățat, rămas totul în paragină, crescuse o creangă la copac înăuntru, în clădire, și pe creangă aceea am văzut două bufnițe. Era după masă. Două bufnițe acolo. Stăteau și m-am întristat. Și am zis, în casa lui Dumnezeu, bufnițe, și oamenii, copiii, Domnul, se adună prin case. Zic, frate Sergiu, ce se întâmplă? Nimeni. Am apelat în multe locuri, am avut promisiuni, dar nimeni nu ne-a ajutat. Și am spus, frate Sergiu, nu am bani, sunt în șomaș,
sunt într-o situație mai dificilă, dar te rog să faci un presupostul și să-mi spui cât costă acoperișul, să vă facem acoperișul. Și mi-a făcut un presupost, era suma de 8.500 de euro. Am făcut presupostul acela, mi l-a spus, am venit în Spania, vreau să mai am atâția prieteni care îi cunosc, păstori, conducători de biserică, cooperăm, ne întâlnim, facem tot felul de întruniri și am zis, mă duc la ei și câte biserici sunt între toți, vom strânge 1.500 de euro și vom ridica biserica aceea, acoperișul cel puțin. Vreau să vă spun că au început să fie fericiți. Fiecare avea problemele lui. Foarte greu la un păstor să-i spui să-ți facă o colectă. E foarte greu pentru că sunt opoziții, măi, dar ce mai vrea așa, dar și pentru ce? Și atunci când am văzut, noi avem problemele astea, mai avem niște cauze, mai avem niște... deja avea lista acolo cu cât trebuia să-i mai ajute. Și am zis, Doamne, mă culcam noaptea și parcă nu aveam o dignă știind ce este acolo, mai ales că am spus la frate, la voi încerca să te ajut. Dar în octombrie venit să facă Daniel Hârtie la noi și împreună cu el am mers în biserica din Leida. Și acolo am spus, frate, la fel, vreau să ne bucurăm de libertatea asta. Că uite acolo Moldova, sat la ei, pe strada lor, nu pot să intre în biserică. În vremea asta, în timpul ăsta, când s-a terminat predica, au venit un bătrân la mine și mi-a spus în felul următor, astă noapte m-a trezit o voce. Și mi-a spus, ia plicul cu zeciuieli și pune-l în Biblie. L-am luat și l-am pus în Biblie și m-am dus la biserică dimineața, nu s-a întâmplat nimic. Când ai venit tu acum seara și când ai spus despre biserica aceea, vocea care m-a trezit azi noapte mi-a spus, iau plicul să-ți-l dau pentru acea biserică. În momentul când el mi-a spus, i-am zis, frate, eu am venit să vorbesc cu Ovidiu, poate ne ajută cu o colectă să răspund nimic, nu mă interesează să faci cu Ovidiu. Ia plicul că nu pot să fac nimic pentru că vocea aceea mi-a spus să-ți-l dau. Omul acela era un om care trăia într-un ajutor de 420 de euro. Am chemat pe Ovidiu și am spus, deși mi s-a întâmplat, ce-i cu omul acesta? Un om al lui Dumnezeu, spune el, care Dumnezeu îl folosește și îi place să facă ajutorări. Erau 500 de euro acolo. Și în seara aceea mi-am dat seama că lucrarea aceea nu vine de la mine, nu vine de la oameni, ci vine de la Dumnezeu. Și atunci a fost un început. Am mers cu copiii cu orchestra la Castelon după ceva timp și am amintit la fel că să prețuim timpul ăsta de libertate. Stăteam acolo în biserică și când s-a terminat unul dintre copii de la orchestru a venit, o să te cheamă fratele la paralizat din căruciorul cu rotile de acolo, de la intrare. Și am zis, măi, oare ce am zis? Și ar fi zis ceva și l-am deranjat. Că mă mai cheamă frate la urmă și îmi spun, măi, frate, dar... Și mă cercetam când să ajung la el. Când am ajuns acolo, spune, frate Vasile, înainte de a pleca de acasă, eu cu soția am vorbit în felul următor. Avem niște bani care trebuie să-i dăm în numele Domnului și nu știm unde. Când tu ai spus despre lucrarea aceea de acolo, m-am uitat la soția mea, ea s-a uitat la mine și în momentul ăla am dat amândoi din cap. Vrem să-ți dăm fricul acesta cu bani. Nu paralizat, cam de vârsta mea, în cărușor cu rotile de 9 ani. Când m-am uitat în plic, erau 3.000 de euro, am început să plâng. Am spus, Doamne, dacă faci biserică cu un moș, un bătrân, un om paralizat, dar sunt oameni care au bani, sunt oameni de afaceri, sunt oameni care au un cont și nu se îndură să scoată un euro de acolo. Și vine omul ăsta paralizat să-mi dea 3.000 de euro. Am spus, omule, dar tu cum să-mi dai 3.000 de euro? Că nu mă cunoști. Dar nu ți-i dau ție, îi dau Domnului. Am făcut o orchie scrisă acolo, că nu-i cunoșteam. Am chemat un frate din Copitel. Și am strâns banii care îmi trebuiau pentru construcția acelui acoperiș. Dumnezeu mi-a dat mult mai mult. Și în loc de 8.000 și ceva, Dumnezeu mi-a dat 20.000 de euro. S-a ridicat construcția, s-a pus acoperișul, s-au pus geamurile, s-a vopsit în interior, s-a pus grese, s-a pus tavan, s-au tras firile, deja lucrau, au intrat acolo cu copiii din satul acela, lucrau, făceau manualități cu traforajul, tăiau, desenau acolo, făceau ora biblică cu ei și plecau copiii bucuroși acasă. Dar anul acesta, pe 22 februarie, doi oameni mascați au intrat, au văzut paznicul și au dat din nou foc la biserică. De data de 29 trebuia să fiu la Sabadei, la deschidere, s-a deschis o biserică acolo și eram bucuros că se mai deschide o biserică. Și primesc un telefon în săptămâna aceea. Și m-a sunat fratele Sergiu, spus, frate Vasile, nu știu cum să spun. Nu știu cum să spun. Dar nu cumva să te spun. Îți spune el, marți s-a luptat, au văzut, a dat din nou foc.
Dar spre Bisericul Descurajat. Vie aici, vom prezenta prin câteva biserici lucrarea aceasta, nu ne dăm bătuți, noi nu ne lăsăm intimidați de diavolul și noi vom duce lucrarea aceasta la un sfârșit. O venit fratele Sergiu, am prezentat de Paște, a fost aici, am prezentat lucrarea Domnului, s-au strâns bani și fratele Sergiu a mers acolo și a început din nou reconstrucția acelei biserici. Iubiții mei, frați, e un har să putem să fim aici. Amin. Pentru că nu pot frații noștri, acum în 2018, să se adune într-o biserică din oameni și să dau foc. Acum nu a fost așa de mare de data aceasta. Trebuie tavanul tot dat jos, schimbat, geamul o crăpat, o mai ars cu un geam plăs din plase și o ars peretele, ușile care trebuiau montate la baie, cu muie cu motorină, în cât pe-l dat acolo și-o dat foc. Dar a venit frica peste oamenii din biserica aceea. Că se poate întâmpla asta când noi suntem înăuntru. Și frații suna la mai mulți oameni, mai multe biserici să se roage, și Domnul a vorbit prin cumva și a spus, nu lăsați ca frica să vă cuprindă inima, mergeți înainte. S-au adunat toți, s-au chemat la biserică, așa cum era azi, au făcut slujba acolo și au întrebat păstorul fratele Sergiu, ce facem, fraților, mergem înainte și toți într-un singur glas, mergem înainte. Să ne rugăm pentru biserica aceasta. Vreți mai multe informații, pot să vă dau un telefon, să sunați și să vedeți când am spus în biserica de Dumnezeu, la fratele Virgil, mă opresc un frate, nu știu de chef. Eu am relații, cunoștință, mulți pocăiți cunosc în Republica Moldova, la radio, micul samaritean, și am spus că am dat un număr de telefon și un nume la păstorul de acolo, fratele Sergiu, de unde era. Fratele ăla a sunat el la Radio Vocea Evangheliei, s-a informat vecin cu mine la câteva case, eram în vacanță. Trecea la teal, la vale, așteptam să-mi spună ceva, nu zice nimic, într-o zi-l opresc. Stai, măi, frate, de care sunat în Republica Moldova. Și așa e, frate. Deci că acolo în sat s-a născut un mare episcop. Are o foarte mare putere și autoritate. Nu se vadă nici luciu, nici moldovenie la el, la puterea pe care el o are. Și pe strada unei făcută biserică e casa lui părintească și nu vrea cu niciun chip acolo biserică. De aceea îl dat foc și prima dată, de aceea s-a dat foc și a doua oară. Pentru că nu vrea un preot să se facă biserică. Mai presus de el, e Dumnezeu să vii să fie la urmă. Și Dumnezeu își va duce la întâlnire tot ce a promis. Haideți să prețuim timpul acesta, să-i mulțumim Domnului că ne aflăm în casa de rugăciune, în liniște, în pace, împreună cu copiii noștri. Ne creștem copiii, așa în învățătura Bibliei și dorim ca Domnul să ne ajute în continuare să rămânem statornici pe această cale, noi și copiii noștri. Haideți să vedem puțin despre veghere în pasajul în care le-am citit. Ce înseamnă a veghea? A veghea înseamnă a păzi, a sta de strajă, a sta treaz. Ceea ce v-am spus că eu trebuie să veghez în noaptea aceasta, să ajungem acasă cu bine, copiii să ajungă cu bine. Vegherea este în contrast cu, sau în opoziție cu somnolența sau adormirea. Cei care ați făcut armată știți că trebuia să stați de veghe. Trebuia să stați în post și să păziți unitatea, ce era armament acolo. Era acolo lucruri care trebuiau păzite. Și erau mulți dintre cei care erau opoziți, ca să nu adormă, știți ce făceau? Luau baioneta și o puneau în armă și își puneau baioneta sub barbă, aici. Dar nu cumva să adoarnă, mai ales când era iarna, când era frig. Și în momentul când el lăsa capul jos, îl înțăpa baioneta aceea și imediat tresărea și se trezea. Ca să poată să reziste până vine următoarea gardă. Omul acela a căutat o metodă ca să vegheze, să nu adoarmă, să nu intre vrăjmașul sau să vină controlul, să-l prindă dormind în post, pentru că pedepsele erau mari. Nu aveai voie să adormi în post. Dar sunt oameni din Biblie care și-au permis să adoarmă. Sunt oameni care s-au permis să adoarmă și pentru că ei au adormit, sfârșitul lor a fost tragic. Vă aduceți aminte de Samson? Știți unde a adormit el? El a adormit pe picioarele lui Dalila. El a adormit pe picioarele lui Dalila și de acolo a venit sfârșitul. El nu avea părtășie cu frații la biserică. Nu mai plăcea să fie în grup cu tinerii, cu adolescenții. Nu-i plăcea să mai aibă părtășie cu ei. Și el s-a dus și a spus, eu vreau să am părtășie cu lumea. Eu am părtășie cu filistenii, cu femeile de acolo, că îmi place mai mult lumea decât Dumnezeu. Și-a mers odată. El care smulgea porțile și era puternic. El care avea mușchi și prindea vulpi și le lega și dădea foc. El care a omorât cofal cu o mie. Se credea cineva și permitea să meargă în lume. Nimeni n-are ce să-mi facă mie. Dar el a uitat că și-a trecut de
locul unde Dumnezeu l-a așezat. Dumnezeu a pus un otar unde el trebuia să stea. A trecut de otarul acela. A ieșit din prezența, din părtășia cu frații. Și a căzut în mâna diavolului, în cursa satanei și printr-o femeie. Omul acela și-a pierdut întâi ochii și apoi viața. De ce a murit Samson? Pentru că Samson nu a vegheat. De ce nu a vegheat Samson? Pentru că a plăcut mai mult lumea decât biserica. I-a plăcut mai mult distracția decât cuvântul lui Dumnezeu. I-a plăcut mai mult destrăbălarea decât locul unde Dumnezeu l-a așezat. Dumnezeu l-a așezat și Duhul Domnului îl purta într-o zonă unde Dumnezeu l-a pus. Îl mișca Duhul Domnului acolo. Dar el a ieșit din teritoriul acela. Și când a ieșit de acolo, pieirea lui a fost și nu a mai fost nicio cale de întoarcere pentru el. Stai în locul unde Dumnezeu te-a așezat. Ești tânăr sau tânăr, ești tânăr sau adolescent, te-a chemat Dumnezeu și ești aici în biserică, un har să fii pocăit și să fii în casa lui Dumnezeu. E un har să te fi născut într-o familie de pocăiți și Dumnezeu să îți fi scris numele în cartea vieții. E un har. Apreciază lucrul acesta. Nu disprețui lucrarea Domnului. Nu încerca să te uiți în lume, măi, dar e mai frumos. Dar uite care prieten de la 13 ani să strângă în brață, merg pe stradă, îți prinși de mână. Că la institut toți fac așa, că la școală toți fac așa. Oameni buni, noi suntem puși deoparte. Noi nu suntem ca lumea, ci noi trebuie să fim, suntem copiii lui Dumnezeu, noi suntem diferiți. Noi trebuie să ne păstrăm curat. La școală, la institut, oriunde vom merge. Trebuie să vadă lumea că suntem diferiți. Dumnezeu, Robertul, nu e rușine să-L mărturisim pe Dumnezeu. De ce ne e rușine să-L mărturisim? Pentru că de multe ori am ajuns la fel ca lumea. Și cum să-i mai spună despre Domnul Iisus Hristos când eu fac același lucru ca și la din lume? Va râde la de mine. Ce Dumnezeu ai tu că tu faci același lucru ca mine? Fumezi la institut, te droghezi la institut, furi la institut sau la școală, sau la muncă, sau unde ești. Ce Dumnezeu să-mi propovăduiești tu? Despre ce Dumnezeu să-mi vorbești? Ești normal că ți-i rușine. Și normal că ți-i teamă. Le spun frații la biserică, mai mărturisiți la școală, mărturisiți la lucru, că doar nu păstorul naște oi. Cine naște oi? Miei. Oaia naște miei. Păstorul nu naște miei, ci oaia naște miei. De aceea e datoria noastră să mergem să propunem. Dăm vina, voi conducerea asta biserică nu face nimic. Nu se mai întorc oamenii la pocăință. Și vina pe conducerea bisericii. Dar nu e vina lor, ci vina e noastră a tuturor. Pentru că Domnul pe noi, pe toți ne-a chemat să-L mărturisim pe Domnul. De aceea, haideți să veghem în trăirea vieții noastre. Ar să vedem cât ne va permite timpul. Trebuie să veghem. Trei lucruri am ales în seara aceasta. Primul lucru asupra care trebuie să veghem este să veghem asupra învățăturii. Să veghem asupra cuvântului lui Dumnezeu. Spune cuvântul Domnului, Deuteronomul, capitolul 4, versetul 9, numai ia seama asupra ta și veghează cu luarea minte asupra sufletului tău. Apoi Iosua 1 cu 8, cartea aceasta lege să nu se depărteze de gura ta. Cugeți asupra ei zi și noapte. Și apoi partea ultima versetului, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Cartea aceasta lege. Dumnezeu ne vorbește când într-un fel, când în altul. Ne vorbește Domnul prin cuvântul Lui. Și Domnul spune, voi faceți în așa fel încât cartea aceasta lege să nu se depărteze de voi. În momentul în care nu mai citești Biblia și te-ai depărtat de Biblie, de Scriptură, te-ai depărtat de Dumnezeu. Nu-L mai cunoști pe Dumnezeu. Pentru că noi îl cunoaștem pe Dumnezeu din Biblie, îl cunoaștem pe Dumnezeu din Scriptură, pentru că este cuvântul Lui, este cuvântul lui Dumnezeu. Cum pot să-L cunosc eu? Cum pot să cunosc eu regulamentul circulației dacă nu-L citesc și nu-L învăț? Ies cu mașina pe stradă și ce ăla? Stop. Și la stop ce fac? Merg înainte, nu te oprești. Păi trebuie să înveți regulamentul, să știi când ești pe stradă, la fel și cu cuvântul Domnului. Vreau să-L cunosc pe Dumnezeu, dar nu citesc scrisoarea Lui de dragoste. Nu citesc cuvântul Lui. Domnul ne vorbește prin prorocie, care este un cuvânt care vine tot de la El. Și Domnul ne-a vorbit în multe feluri prin prorocie și ne-a vorbit Domnul de multe ori. Poate la unii așteptați de ani de zile ca Domnul să împlinească ceea ce v-a vorbit și poate unii spuneți, măi, dar a trecut un an, a trecut doi, a trecut cinci. Oare nu a fost prorocul mincinos? Nu a fost de la Domnul, cred că lucrarea? Că Domnul a spus că va interveni și va lucra El și va da biruință și ne vom bucura. Vreau să vă spun, iubiții mei, frați, că înainte de a veni în Spania, eram cu un grup de tineri, mergeam la rugăciune la o soră bolnavă
Și în Biserica Fratelui Virgil Neagul, de unde sunt, să formase câteva grupuri și ne împărțeam așa pe zone în sat, satul fiind destul de mare, bolnavi erau mulți, mergeam în vizită când nu era slujbă la biserică, mergeam în vizită la bolnavi. Mergând la o soră, în vizită, cu un grup de tineri, mi s-a alăturat un alt tânăr care a zis, vreau să merg și eu cu voi. Am sora mea, era și verișoară dreaptă cu mine, este în spital. Trebuie să nască și medicii au spus că este ceva grav. Femeia aceasta nu era pocăită. Și el a spus, dacă tot mergem să ne rugăm acolo, hai să o amintim și pe sora mea că doctorii au dat un verdict foarte rău. Și am mers acolo la sora respectivă și sora era și vas de lucru, era prorociță și am început să ne rugăm Domnului. Cuvântul Domnului a vorbit așa, că despre femeia pe care voi o alătăți înaintea mea, eu, Domnul, voi interveni, voi lucra, voi da biruință și nu se va întâmpla nimic. Și va veni vremea când femeia aceasta se va întoarce la mine și nu va veni singură. Amin. Mi-a dus acasă. Am așteptat să vedem ce se întâmplă. De pus nașterea bine. A venit Mihaela acasă. Și m-am dus de așa, am spus, mi-era noi, ne-a rugat pentru tine. Și Domnul a spus că va fi bine. Și vedem că este bine, dar am mai spus Domnul ceva. A spus Domnul că toți îi pocăiești. Și am așteptat ca Mihaela să iasă din starea aceea după ce nasc femeile să facă un pas. A trecut un an nimic. O trebuie să vin în pace în Spania și o mai sunam din când în când și spun, Mihaela, mergi la biserică? Și a spus, nu merg la biserică. Mihaela, ca Domnul, a spus nimic. A trecut 2 ani, mă mergeam vara în vacanță. Deja copilul acela crescut, avea 2 anișori, când a mers, era mare, Mihaela, dar nu, Mihaela nimic. Și au trecut 3 și au trecut 10 ani, Mihaela nimic, nimic. Dar după 13 ani de zile, eram în șomaș, aveam o situație, o boală în trup, am mers acolo la medici, medicii nu îmi dădeau de capă, m-au pus la mai multe aparate, zic și ceva, soție, din tot sunt în șomaș, mă duc în România. La Bethesda, acolo un spital particular, policlinic acolo în Suceava, îmi fac analizele acolo, aia sigur mă rezolvă și m-am dus acolo. Am ajuns joi seara la biserică și fratele Virgil era celălalt păstor, fratele Virgil Gascolo și îmi spune, duminică ce faci? Ce să fac? Îți veni singur? Îți acasă, n-am nimica. Poți duminică să ne ajuți la botezul? Erau botezuri și erau mulți candidați, de 60-70 odată se botează acolo. Zic, pot, că sunt disponibil. M-am dus duminică la botez fără să știu multe lucruri care erau acolo, mi-au dat hainele, m-am îmbrăcat. Când m-am uitat dintre candidații la botez, era acolo Mihaela. Nu știam. A fost la catecheză, nu știam că se botează. Și împreună cu fratele Florin Vataman, noi am dat botezul la surori, iar alți doi frați au dat botezul la frații care au fost acolo. Fără ca noi să facem mare așezăminte și când a trebuit să dăm botez, un frate punea întrebarea, la următoarea soră al frate, când a trebuit să pun întrebarea, mi-a găzut Mihaela. Și spun, Mihaela, prin biserică, 1200 de locuri, foarte mulți oameni din lume, decât îți aduce aminte în urmă cu 13 ani, când ai născut a doua fetiță, că ne-am rugat pentru tine și Domnul a vorbit că te vei întoarce și te vei pocăi. Mi-a spus, da. Astăzi, se împlinește prorocia. Câți ani au trecut? 13 ani. A fost prorocul mincinos din nou. Dumnezeu are timpul Lui. Are ceasul Lui. Și Dumnezeu ne-a vorbit și nouă. Când într-un fel, Dumnezeu ne-a vorbit pe lângă altul. Dar dacă vedem că poate a fost o prorocie mai astăzi, nu, dacă nu te pocăiești, voi face cu tare și cu tare. Și poate nu s-a întâmplat nimic. Nu am văzut când nu s-a întâmplat nimic. Poate a trecut un an și trăiești tot așa. 2 ani și trăiești tot așa, ascultați cuvântul Domnului să vă împlinește. Cuvântul Domnului este da și amin. Să vă împlini negreșit. Haideți să vegem asupra învățăturii, asupra cuvântului Dumnezeu. Haideți să ne apropiem de Scriptură, să credem în cuvântul Domnului, să cercetăm cuvântul lui Dumnezeu, pentru că doar cuvântul acesta lui Dumnezeu ne mai ține în viață. Un alt lucru asupra căruia ar trebui să vegem este vegherea asupra vorbirii. Vorbim foarte mult. Frații vorbesc mult de vorba. Surorile vorbesc mult din toate cele câte un pic. Dar vorbesc. Vine cineva, povestea acum zilele astea, până de la lucruri, în mai calm, nevastă, au început, că nu au avut să vorbească. A început să-i spună și una și la altă și dădea acolo și-l făcea, Și mai zice încă o dată și mai explică și-l spune, Și vorbesc. Frații vorbesc, dacă
a jucat Barça cu Madridul, dar s-a mai văzut lui prin Catalonia, ce-a mai făcut. Și clar, a terminat. Ei mai auzi vorbind rar. Dar și când vorbesc? Vreau să vă spun și mie, frate, cuvântul Domnului îndeamnă să folosim trei cu opt. Dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de prăbășire, de răutate, de clevetire, de vorbe rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Pentru că știți ce spune cuvântul Domnului, că vom da supărtare orice de orice cuvânt care ieși din gura noastră. Am trăit o experiență, iubiții mei, frate, care vreau să vă împărtășesc și dumneavoastră. Suntem mulți aici în biserică, nu noi avem păcate mari. Dacă sunt în biserică, cu siguranță merg în Împărăția lui Dumnezeu. Eu nu curbesc, eu nu fur, eu nu mă droghesc, eu nu beau, nu fumez. Biserică-s botezat, în apă botezat și cu Duhul Sfânt, cerul mă așteaptă. Însă, iubiți mei, frați, cu păcatele acestea mari, care noi le vedem și spunem, frați, cu disciplină, și astea ne duc în iad. Eram în România, mergeam la soacra mea. Și pe stradă, alături de soacra mea, era o casă. Am văzut acolo la casă, într-un vărcior cu rădin, un băiat de vârsta mea, care era un băiat frumos, la timp, la trup, băiat voinic, a făcut sport. Era într-un vărcior cu rădin. Trebuie să știi ce s-a întâmplat cu el. Și am spus, a căzut de pe o casă și a luat spatele, și este paralizat. Deci mă duc până la el să stau de vorbă cu el, când am văzut așa. Am vorbit cu niște frați de acolo, din biserică. Fraților, voi ați văzut că Benon e paralizat? Hai să mergem până la el. Nu-i pocăit, dar mergem să stăm de vorbă cu el. Face, da, mergem, da, știi cum e el, e agresiv, bătut, femeie, o stat în pușcărie, copii. Lasă, frate, mergem acolo, vorbesc cu el. Vorbesc cu el că îl cunosc. Pentru că atât timp cât a fost în lume, am avut cu el multe întâlniri și el m-a acceptat să venim. Am pregătit ziua când să mergem acolo, în sunt niciunul din frații mei. Vei, băi, să vezi, trebuia să mă duc nu știu unde, celălalt domnit cineva la mine, a rămas singur. Lua și o pungă cu mâncare și m-am dus la el. Bă, la ușă nu răspunde nimeni. Într-un casă, el stătea închis în față, uita la televizor, la protele. Am stat câteva minute și m-am uitat și eu ca prietenul lui eu pe el. Fără să zic nimic. Când am început să zic ceva, el a zis, am zis, măi, Benone, ca tine așa am mai fost unul la sărătătoare. Nu avea pe nimic. Lasă-mi pe mine să vorbesc, vreau să spun ceva. Știu pasajul ăsta. O să ne iau în urmă cu câțiva ani, eram la trăilatul lui și am ajuns acasă, se înnoura de ploaie, trebuia să urc rău un pod, dar ceva mă împingea să mă duc la biserică. Să mă duc la biserică și să mă duc la biserică. Am plătit niște oameni, m-au urcat rău un pod și m-am dus la biserică. Când se intru în biserică, acolo, biserica este o parte de parc, în partea asta altă biserică, numărul 2. Erau niște băieți acolo și mi-a fost rușine să intru, m-am dus în pat, zice el. Dar după primul copac m-am întors, am trecut pe lângă ei și am intrat în biserică. În seara aceea Dumnezeu mi-a vorbit, spunea el. M-am dus în față la oamenii aceia, să rugați-vă pentru mine, că vreau să-L primesc pe Iisus Hristos în inima mea. L-am primit pe Domnul Iisus și mergeam acasă, zburam, spunea el. Așa eram de ușor. Am început să frecventesc biserica. Mergeam la biserică. Mergeam și mă mai întâlneam și cu niște frați și într-o zi m-am întâlnit cu ei, acasă la niște frați și în discuțiile lor, frații aceia îl vârfeau cu un frate care nu era cu el. Îl vârfeau. Și l-au spus, cum și oamenii ăștia de bun fac apel? Surorilor, ce vorbiți când stați la apel? Aveți discuții, mâine când mă vorbiți, aveți să vorbiți. Fost fuste prea scurte, batice prea strânte. Nu știu mai ce, ăla au greșit la poezie, la cântare. Căutăm să vorbim despre toate. Ce predică mai adus și aceala? Ai văzut pe fratele conducător, nu știu cum a zis. Și n-avem ce să discutăm altceva, stăm la cafea și vorbim. Dar pe aia ai văzut-o? Nu știu, nu ocupam să-și iei ochii aceia. Cred că face ceva. Și vorbim așa lucruri care să treacă timpul de la cafea aceea. Frați, la fel, discuții. O, comitetul ăsta, frații ăștia, și caută cât mai repede. Hai să facem o grupare, cumva, să dăm pe ăla jos, să-l punem pe celălalt. Să stau la lucruri de astea. Și fratele ăsta, când au auzit că el a zbârfiat pe altul care nu era, deci așa m-am împietrit în inima mea, când am văzut că fac același lucru ca oamenii din lume. Deci din ziua aceea nu m-am mai dus la biserică. Nu m-am dus la biserică și spune Dumnezeu a intervenit în familia mea, cel mai mare dintre copii care era lumina lucrurilor mei, am mers la scăldat, s-a înnecat și a murit acolo. Și am zis, Doamne, mi-ai luat ce aveam mai de preț. Mi-ai luat lumina ochilor mei.
După aceea au fost probleme, soția a plecat de la el, a rămas singur. S-a urcat cu schela, a căzut pe schela aceea, cu spinarea, și a luat spinarea și a rămas paralizat, pierdut toată viața, pentru că erau niște mozolele care s-au rupt și nu mai puteau să aibă, să mai bine să la loc. Omul acela i-a spus la Biserica Sfântului Ilie din Suceava, sunt frați în căciorul tine care te rucesc. Sunt la cor frați care stau în căciorul tine. Și am spus, ca tine sunt oameni care îți rugesc pe Dumnezeu. Și ce mi-a spus el? Tu nu vezi că eu ies nici până la poartă? Dacă eu spun la poartă, știi ce zice lumea? Uite, până nu de mult rupea cărciunile și acum Dumnezeu l-a rupt în două. El trăia în mintea lui pe Sfântul acela că toți oamenii îl vorbesc. Pentru că s-au găsit doi frați, în ghilimele spune frați, care au vorbit pe alții. Frații aceia au rămas în biserică, iau cina. Unii dintre ei poate fac și slujbe. La omul ăsta s-a împedrit. Vreau să vă spun că n-a vrut să meargă la biserică. Următorul an s-a otrăvit, n-a reușit să moară, dar anul trecut, a luat o doză mai mare de o travă și s-a sinucis. Cine va răspunde pentru sufletul lui? Pentru că s-au găsit doi oameni să stea la vârfă, s-au găsit doi oameni să stea la vârfă, să vorbească pe altul, nu mai avem altceva de făcut. E greu să știm un psalm, să facem o rugăciune, dacă tot ai venit la cafea, dacă tot ai venit să vrei stai de vorbă sau suntem la masă, omul a plecat în iad. În iad a plecat cu siguranță. Ceilalți au rămas în biserică. Dar n-au păcate mari. Ei n-au curfit, ei sunt biserică. Ei n-au furat, ei nu s-au drogat. Eu sunt aici și mai fac câteodată și figuri dacă e nevoie. Unii vor merge oamenii aceia. Lai? Cu vârfa lor? Pe un suflet care Dumnezeu le va face cu vârfa lor, plecat în iad? Vor merge ei, lai? De aceea Dumnezeu ne spune să veghem. Privința vorbirii noastre. Vegheați. Amin. Să nu adormiți, înseamnă. Să stai treaz când scoți un cuvânt. Să nu-l deranjezi, să nu-l vorbești pe altul. Sunt trimiți mei oameni slabi. Mulți erau unul slab. N-aveau o creștere spirituală. Era întors de curând la pocăință. Nu putem să vorbim orice prieteni care vin. Vin aici, dă-i hrană tare, dă-i hrană tare. Când el îi faci carne la un copil de două luni, dă-i lapte. Și dă-i hrană tare și lasă-i cum și voci ca așa. Așa, așa. Ca și noi. Doamne ajută-ne să vedem în privința vorbirii. Pentru că într-o zi vom lua să vorbească de fiecare cuvânt care va ieși de locul să rămasă. Apoi un alt lucru despre care aș vrea să vorbesc și să închei, să vedem asupra ținutei noastre. Când vorbesc despre ținută, Dumnezeu a fost clar. A fost clar în privința ținută. Cei care au făcut slujbe, întotdeauna au avut o ținută care Dumnezeu le-a spus cum să fie. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Ceresc, dacă Dumnezeu lui Adam și nevestele lui au făcut haine de piele în îmbrăcăminte, iar în Exodul fratelui lui Moise Aron i-a dat Dumnezeu în Exodul 28:2 să-i face haine sfinte ca să-i slujească de cinste și podoabă. Și apoi spunea versetul 42, fără izmene de in ca să-ți acopere goliciunea de la brâu până la greznie. Să nu te sui la altarul meu pe trepte ca să nu ți se descopere goliciunea înaintea lui. Ascultați-mă, nu avea voie când mergea la altar să se bată greznea. Trebuia să fie acoperit de nu și dreptele acelea ca nu cumva să se descolească. Acum ne permite oricum să mergem la biserică. Fraților, e o democrație, suror, merg oricum, nu contează. Dar să luptă frații, spune, noi veniți și plecați așa, ca, așa e cuvincios. Puneți fusta aceea în poziția așezată să se acopere genunchii. Puneți baticajul acela pe cap. Îmbracă-te frumos. Nu încerca prin îmbrăcămintea ta să atragi privirea altor oameni care sunt slari și să-i trezești poftele. Pentru că într-o zi ei vor păcătui, dar tu vei răspunde de sângele lor. Vei răspunde de sângele lor că au păcătuit, că tu le-ai dat prilejul să păcătuiască. Tu le-ai dat prilejul să păcătuiască. De aceea Dumnezeu ne vorbește în această seară să vedem și în privința aceasta. Nu intru mult în multe detalii, aici nu-i treaba mea. E treaba conducerii bisericii, a păstorului să vorbească despre lucrul acesta în biserică. Fiecare în biserica lui știe cum și ce trebuie să vorbească. Dar vreau să vă spun, mergem pe stradă de multe ori și merg pe stradă de multe ori surori și întorc oamenii din lume capul pe el. Știți ce înseamnă lucrul acesta? Că într-o zi voi dați o vorbeală înaintea lui Dumnezeu.
Nu întorc capul că ești îmbrăcat atât de cuvincioși, întorc capul pentru că te-ai îmbrăcat mai rău ca una care este rupă. Și ăla se uită și mai și fluieră și ține de-ți mai face plăcere și te mai și râzi. Ofor Biblie vei da să vorbim în Biblia lui Dumnezeu. Domnul ne îndeamnă prin cuvântul lui în această seară să veghem. Să veghem asupra cuvântului lui Dumnezeu. Să veghem să avem Biblia, cuvântul lui Dumnezeu în inima noastră. Să cercetăm Scriptura, să cercetăm Biblia. Să o avem în viața noastră, în casa noastră. Spunea cineva, nu de mult avem o Biblie peste tot. În mașină, în casă, pe dulap, numai în inimă n-avem. Să ne ajute Dumnezeu că e vremea aceasta de nepăsare. Și mulți dintre noi ne ocupăm mult cu alte lucruri. Și am lăsat ceea ce este mai important. Să vedem în privința vorbirii noastre. Pentru că vedem, deci din cauza vorbirii unui oameni inclusiv, un suflet, cel puțin unul care știu eu, a plecat în iar. Să vedem în privința ținutei noastre, ca nu cumva să fim un prilej de păcătuire. Valabil și pentru tine. Sunt îmbracă pe niște femei cu pantaloni strâns, cu haine strânse pe ei, cu haine de femeie, rușine lucrul ăsta, cu niște freze și cu niște capul și scot în evidență anumite formele trupului și ei. Asta e tot în privința, să vedem în privința îmbrăcăminte și la bărbați. Dă vina numai pe femei de multe ori. Dar ne uităm și la copiii noștri și la frații noștri. Bă, de multe ori să vă uităm la pantaloni strânși aici, pe curbă, încoace, lași și lăsați. Cum te duci, mă, cu hainele astea? Asta cum ești la biserică, dar ești copilul lui Dumnezeu. Cu pantaloni de trăiați, așa, rupți, poate o intrat la tocătoare aia, și mă, unde merg? Mergi, mai ești în față, să fiu cu pantaloni aia de aia, unde ne trezim aici? Pe lui Aron mi-a dat voie să urci pe altar, măcar să se vadă glezna oprit acolo, și să-i face în mine până jos, să nu se vadă, să se vadă glăciunea înainte lui Dumnezeu. Dar ce avea bucățica aceea de glezna? N-are nimic. Dumnezeu să ne ajute să vedem și în privința aceea asta. Să vedem în privința aceea de mine. Și cu siguranță, Dumnezeu ne va binecuvânta dacă vom fi legători. Și dacă nu vom adormi, cum a adormit Samson, cum Saul a adormit liniștit și David a intrat acolo și a tăiat colțul hainei de la sulița și putea să-l omoare, să vedem. Pentru că potrivitul nostru diavolul dă trăcoare ca un loc care pornește și caută pe cine să închidă. Și primii care vor fi închisiți sunt cei care s-au depărtat de turmă. Pe acela va prinde lucru, pe acela va prinde Dumnezeu și îl va știți. Haideți să rămânem în mijlocul turmă, să rămânem în turmă și Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Amin.